Dragi telespectatori, suntem în comuna Târgu Trotuș, o comună care mie îmi place foarte mult, este uh, o comună cu oameni gospodari, cu oameni primitori, lângă noi se află domnul primar uh, Adrian Forcoș. Domnule primar, în primul rând vă mulțumim că ne-ați invitat aici în mijlocul naturii să vedem un proiect extrem de important, o să-l descrieți chiar dumneavoastră. Deci suntem în zona Izvoare. Da, și eu vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Da, este vorba de zona izvoare. Avem uh, punctul de electrificare aici. Uh, e un proiect de mult uh, așteptat în zonă. Avem un număr de 11 gospodării la ora actuală care... Deci oameni, familii care nu aveau curent electric până acum. Da, o parte au tras de la vecini de jos și așa mai departe, da. Sperăm ca la sfârșitul lunii mai toată lumea să fie racordată și, bineînțeles, sper ca să fie zona intravilană fiind să apară construcții noi, bineînțeles, în interesul cetățenilor din Târgu Trotuș, din Cuma. Astăzi s-a muncit intens aici, am filmat deja cu colegul meu și mulțumesc că tot Adrian îl cheamă pe colegul meu, a filmat deja stâlpii care, iată, sunt deja puși pe poziție. Este un proiect pe care dumneavoastră l-ați promis încă din campania electorală și iată că se va concretiza, oamenii vor avea condiții civilizate de uh, trai aici în sensul că vor avea energie electrică. Uh, vă rog să ne precizați din ce sursă de finanțare este acest proiect. Aș vrea să fac uh, precizarea, proiectul este de undeva din anul 2011. Deci a așteptat de foarte mult timp, este din buget local. Am ales ca să duc la îndeplinire pentru că le-am promis oamenilor că zona va fi electrificată și nu putea să rămână așa Sunt promisiuni și sunt, sunt proprietari care vor să-și construiască aici, avem și o fermă în partea asta Și sper ca să se să ajut ca să-și ducă la, la bun sfârșit electrificarea în casele fiecăruia deci atât întotdeauna în tot județul Bacău, pentru că televiziunea noastră este o televiziune cu acoperire județeană. Întotdeauna i-am întrebat pe iedili dacă ceea ce își doresc oamenii se pot sunt proiecte pe care le pot duce la îndeplinire. Iată că, într-adevăr, în, în, în scurt timp, eu știu, într-o lună, o lună și ceva, sau poate în funcție de cum va fi și vremea, pentru că este foarte important să țină și natura cu noi, totuși e un sezon frumos, e o primăvară frumoasă aici la Târgu Trotuș. Iată, se va îndeplina îndeplini și acest vis al acestor oameni care este pentru prima oară când au posibilitatea să vadă un proiect, chiar dacă este mai vechi, adus la îndeplinire, chiar de primarul pentru care au votat. Pentru că, până la urmă, ce vor oamenii? Ca dumneavoastră să, să aduceți bucurie și în casele acestor oameni. Desigur, e și o zonă agricolă aici, este o zonă foarte importantă. Domnule primar, ce alte uh, proiecte vă propuneți pentru acest an, pentru cetățenii Comunei uh, Târgu Trotuș? Pentru perioada imediat următoare am uh, drumul din Văratici, care chiar astăzi am fost cu uh, o firmă de consultanță să vedem exact, să ne apucăm de treabă cât mai repede. Avem, uh, E vorba de 2 km de drum o zonă foarte calamitată și foarte greu accesibilă, care o rezolvăm în două luni de zile și, și aia. Ar fi vorba încă de două rețele de electrificare, aici în Târgu Trotuș, încă una la capăt de sat și una în satul Tuta. Și bineînțeles proiectele depuse pe PNDL, cu mare drag așteptate. Nu o să vă ținem foarte mult de vorbă. Noi am promis domnului primar că vom fi permanent aici în zonă, pentru că vă spuneam, este un loc frumos, este o comună care nouă ne este drag, este aproape și de Onești, unde televiziunea noastră și are sediu central. Așadar, pentru astăzi, deocamdată atât aici de la Târgu Trotuș. Desigur, domnul primar ne promite că va ține, ne va ține la curent cu tot ceea ce se va realiza în această comună. Eu nu rămâne decât să vă mulțumesc și să vedem acest proiect încheiat și desigur, întotdeauna știți cum se întâmplă, când termin un proiect deja te gândești la următor. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc frumos și eu aș vrea să mai fac o precizare Dar cu aș vrea și la problema apei, dacă toți suntem aici, pentru trăgut Trotuș și lumea să înțeleagă, vom începe iar în casările pentru restanța respectivă a apei, marea problemă a Târgu Trotușului. Începând cu date de 12, ajungem sigur la dumneavoastră după bani. Stimați cetățeni, deci nu uitați, trebuie achitată factura ca să ieșim la zero. Vă mulțumesc! Iată, prin intermediul televiziunii noastre transmitem mai multe mesaje din partea conducerii comunei, din partea primarului. Desigur, mai sunt și câteva probleme. Domn primar, că întotdeauna, este un om elegant. Sigur, e bine ca și consilierii locali să înțeleagă că împreună cu primarul trebuie să ducă la îndeplinire aceste proiecte. Vă mulțumim încă o dată pentru Exclusiv TV Eugen Ungureanu de în zona izvoarele Comuna Târgu Trotuș. Vom reveni curând cu noutăți, așadar rămâniți aproape de noi.